La finele săptămânii trecute s-au desfășurat meciurile din etapa a 16-a din Liga a 3-a de fotbal, antepenultima din campionat, iar echipele hunedorene au obținut rezultate mai bune în deplasare. Pentru cei de la CS Hunedoara, se pare că mesajul primarului Dan Bobăuțanu, că va bloca salariile jucătorilor pe luna martie, a avut efect, echipa câștigând în deplasare în seria a 9-a cu 1-0 la mai bine clasata Metalurgistul Cugir. După acest rezultat, trupa de pe Cerna scăpând de emoțiile retrogradării. Un final liniștit de campionat va avea și CSM Deva, care în seria a 7-a a remizat scor 3-3 în deplasare la Flacăra Horezu. Devenii au condus în permanență și au fost egalați pe final, iar conducerea clubului este satisfăcută de numărul de puncte acumulat, dar s-a arătat nemulțumită de arbitrajul de la Horezu. Îmi pare rău, n-am putut să merg la Horezu, mi-aș fi dorit să merg acolo, m-am simțit mai rău așa și am fost la curent cu minutul și scorul, ca să zic așa, mă informa de acolo ce se întâmplă. Am condus de fiecare dată, am fost egalați, am înțeles că și arbitrajul a fost potrivnic, împotriva cursului jocului dictau sau luau decizii greșite, dar până la urmă ăsta e în sport, e bine că avem puncte și nu mai suntem amenințați ca în anii trecuți cu retrogradări. Tot în seria a 7-a, deși a jucat acasă, Jiul Petroșani a pierdut cu 1-0 în fața liderului Viitorul Schellenberg. Echipa din Vale, urmând, a mai avea de muncă în ultimele două etape pentru evitarea retrogradării.